În Vinerea Mare, Iisus Hristos a jertfit pe cruce pentru mântuirea oamenilor. În biserică se scoate Sfântul Epitaf sau Sfântul Aer, iar peste se așează Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Credincioșii și copiii trec pe sub Epitaf, lucru care simbolizează îngroparea păcatelor. Această perioadă este o perioadă specială pentru toți credincioșii, pentru că suntem în săptămâna patimilor, în Vinerea Mare. Mântuitorul Hristos a fost răstignit și astăzi se află în mormânt. S-a oficiat vecernia și Sfântul Epitaf a fost scos în mijlocul bisericii. Acolo unde credincioșii vin, se închină și trec pe lângă masă, trec pe sub masă, așa cum este obiceiul. Acest obicei, sigur că are o importanță deosebită legată de credința pe care o avem. Nu este un act magic pe care credincioșii îl fac. El trebuie înțeles, așa cum trebuie înțeleasă toată credința pe care o avem. Și această trecere pe sub icoana cu punerea în mormânt a Mântuitorului Hristos are însemnătatea faptului că fiecare credincios a trăit patimile odată cu Hristos. E Vinere Mare, azi o zi într-un an și suntem în postul mare, în săptămâna mare. E destul de frumos să fim la biserică. Știți ce se întâmplă în Vinerea Mare? Vinerea Mare se postește post negru, care poate, bineînțeles, care poate se postește, să vină la biserică, să împărtășește, să spovedește. Și suntem bine primiți lui Hristos. Ați venit să treceți pe sub masă? Da, așa cum bătrâni suntem, bolnavi, am încercat ca să trecem și pe sub masă, de două, trei ori. Săptămâna patimilor este, pentru noi creștinii ortodoxi, urcușul cel mai greu către piscul cel mai înalt, am putea spune așa, care este învierea Domnului. Vinerea patimilor este ziua în care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, a murit și a fost pus în mormânt. Este denumit în teologia noastră creștină ortodoxă această vinere în vechime se numește Paștele Crucii. Spre seară, biserica rânduiește slujba prohodului. Cântări de îngropare ce se săvârșesc pe înserate urmând ca preoții și credincioșii să înconjoare biserica.